Tot rândul până încolo, pai de capul meu. Și închipul să iei pai doar de acolo. Mi-e frică cu înălțimile cu ăștia, mie nu-mi place. Ei, asta fac des de mâncare, mă descarc singur. Ăsta este pateul la interior. Bună dimineața, dragi prieteni, și bună să vă fie inima, boys. Ajutor! Ajutor, please, help, 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 help. Nu mai scap. Nu mai scap. Eu de pateu nu o să mai scap. Vă spun să mă credeți. De pateu să nu mai scap, să mă bată mama dacă mi-e scăpa. E capul meu. Iar pateul, pe fiecare zi cer cursă pe altceva și spune n-avem. Și mă duc în continuare pe pateu. Mă duc în continuare pe pateu. Și tac. Și mă duc în continuare și tac și tac. Bă, vreau să rezolvăm, vreau să zic, dacă tot vorbim despre asta, astăzi mă macină o chestie. În ceea ce reprezintă promovările, plasarea de produse și alte chestii. Cred că ar cam trebui să vă explic chestia asta, probabil. Am primit mail-uri, am primit tot asta, știi? De la voi în care spuneți, bă, o promovare cât costă la tine, v-am cerut bani, a spus că cam mult, a spus că nu știu cum, că nu știu ce. Înțelegi? Bun. Eu vă înțeleg, e cam mult. Dar bă, de 4 ani de zile lumină, 4 ani de zile și m-a luat și cu din aia, ce-mi garantez? Adică, mă, ce-mi garantează mie online-ul? Ca să, de rău de spate subiectul ăsta ca să terminăm cu el, ca și cum ar fi. Ca și cum ar fi, dar nu cred că o să termin niciodată cu el, pentru că tot timpul o să vină cineva să spună că ce să-i garantez eu lui când îi fac o promovare, ce să-ți garantez? Jumatea lui 5, 3 jumate, 4, 1, nimic. Mie îmi garantează cineva? Mie mi-a garantat cineva vreodată când am cumpărat camere, nu, tată? Vrei? Bagă bani grei, tată, du-te pe la radio, du-te pe la, eu știu, du-te pe la lume și bagă bani grei, cu oamenii care au băgat bani grei, înțelegi? S-au ridicat. Bagă bani grei, aici, bă, în online ăsta sunt două soluții, da? Una, muncești tu și ce înseamnă online și ce înseamnă să apreciezi munca altuia, da? Doi, cumperi. Ce cumperi? Cumperi reclamă. Deci, practic, eu nu vă pot oferi nimic at the end of the day. Pentru că am refuzat ieri o colaborare de... Și m-am și enervat, tot din cauza aia că semnează contract. Eu nu lucrez decât cu plata în avans. Mie nu-mi dați bani decât înainte. Înainte, tot timpul, banii la mine așa stau. Că după aia nu vreau să ajung eu în discuții cu voi, să-mi spuneți că, bă, stai așa că n-ai ieșit bine, că ai făcut numai atâtea view-uri, numai... Nu e vorba despre view-uri aici, înțelegeți? Nu este vorba despre view-uri. Dacă vrei vizualizări, da? Promovezi acel material al meu și plătești tu ca să facă vizualizări, da? Îl promovezi, dacă vrei. Bineînțeles, nu e ceva care să... Bă, dă tu bătrânul ăsta o pereche de mânuși albe. Mă dă o pereche de mânuși de la câp... Primim mânuși de la ei, bă, de la ei, mânuși de ăsta. Da, da, da. Da, deci practic nu garantez nimic, bă, nimic. Și ca să vă spun cum am ajuns să refuz colaborarea. Nu contează firma și nu contează nimic, dar pentru că nu e vorba despre nume de firme și chestii gen. Dar oricum, cred că îi puteam aduce reclama pe subiect, adică era chiar în domeniul meu de activitate. Ceea ce mai e rar găsești pe online, nu? Dar nu este imposibil. Bun. Deci trebuia să fac, când a fost vorba, aveam material pe care să bag insertul care trebuia să vorbesc pe platforma lor. Le-am cerut bani înainte, că nu stau. După aia vii tu și îmi spui că, vezi, Doamne, nu a ieșit program, nu a ieșit cum trebuia să iasă și mai fac un videoclip, tot așa mă lungesc cu banii cu tine. Nu, dați bani înainte, că oricum tot aia fac zi de zi, așa că zi, n-am niciun interes ca să nu fac un insert. Acum, eu când am cerut banii, ca să semnăm în alt contract cu plata prestabilită, preplătită, cum vine, bă? Să vedem și noi ce postezi și după aia să zi. După aia să virăm banii și să... Bă, m-am enervat. Eram într-o rampă. Eram într-o rampă și m-am enervat. De ce? Pentru că toată lumea are așteptări imense. Înțelegi? Adică ai impresia că dându-mi mie o sumă de bani, eu îți fac un videoclip și din videoclipul ăla... Oh, gata. Sau ce o să fac eu pe videoclip, nu, mi-a zis ceva de genul, să vedem ce content faci. Acum că stau și mă gândesc să vedem ce content am, bă, de obicei eu mi-am spart două în cap pe YouTube ăsta. Nu mi-am spart, nu? Ce content să pot să fac, în afară de faptul că să vorbesc 10, 15, 20 de cuvinte despre platforma de, da? Și trebuie să fie un vlog normal. Atât. Ce să pot să fac altceva? Ce pot să fac altceva? Eu nu vă aduc eu 500.000 de clienți mâine. N-am cum. Hei, plătește-mă lună de lună și poate beneficiez, poate fac 500.000 de vizualizări pe lună. Din 500.000 de oameni, poate fac 700.000 de vizualizări pe luna aia. Dar să ai bani să o plătești lună de lună. Poate fac 700.000 de vizualizări pe luna aia și din 700.000 de oameni, poate ori veni 10 la tine să o înscrie pe platforma ta. Sau ori cumpăra de la tine, dacă e vorba de vândare de plus. În online să bagi bani, da? Dacă vrei. Dacă nu cumpăra ADS și te rubă, îți iau 2 lire pe 1000 de view-uri. Când ți-a luat 2 lire pe 1000 de view-uri, atunci vezi că cu mine ieșai mult mai ieftin, știi? Dacă vrei să asta. Dacă mă ia așa cu din ăștia, că ce content fac? Păi bă, sunt 1400 de videoclipuri pe acest canal. Păi ăla e contentul meu. Alt content ce să fac? Nu e ca și cum nu m-aș apuca și... Sau ce idee au oamenii? Bă, să vedem ce zice despre noi, că dacă zice rău. N-ai cum, bă. N-ai cum, bă. N-ai cum, bă. Dacă asta a fost lămurită, să nu așteptați. Dacă vreți să faceți colaborări cu mine ca să vă aduc ceva sau să vă garantez ceva, niciodată n-are nimeni ce să garanteze nimic. Nimeni nu mi-a garantat nimic pe platforma asta. Când a fost nevoie să cumpăr camere, mi le-am cumpărat pe propriul meu risc. Că cu camera asta nu poți să faci ceva cu un telefon. Asta numai te filmezi, data faci cu ea. Înțelegi? Când a fost vorba să cumpăr laptop, mi-am cumpărat și de la tot din cauza aia. Tot pentru filmat, tot pe propriul meu risc. Că dacă m-am gândit că dacă nu merge și așa e tot un risc. Știi? Înțelegi? Când m-am filmat 4 ani de zile, 5 ani de zile la rând și am sperat eu că la un moment dat o să vină și bani, din chestia asta tot pe propriul meu risc am făcut. Și tot pe timpul meu și pe de-alea. Acum, este greu ca din 2 videoclipuri eu să-ți garantez ceva, că nici mie nu mi-a garantat nimeni nimic. În viața asta nimeni nu-ți garantează nimic. Și dacă revenim cu picioarele pe mână, o să ne dăm seama că, bă, în viața asta n-ai nimic garantat. Trebuie să încerci. Încerci ca în orice business. Da? Ori muncești, ori donezi. Și răspunsul la colaborări și chestii de genul. Bine că asta o lămurire, mă. Revenim la oile noastre, care sunt de fapt capre. Bă, ce să vă spun, sunt pe pateu. Să-mi pun plasa repede aici la picioare jos. E ca și cum să iei ceaiul, nu ca ieri când l-am lăsat în asta. Da? Scoate încheierele până în colea așa, pe prosopel. Ia-mi da cheie. Op, lasă ușor cu muzicile ăștia, bă, că e prea de dimineață. Și dacă vă spusei ce mă apasă, ne facem comoși. Ai da mantaia. Haide! Am plecat. Băgăm un extern de dimineață. Aici e firma, are 2 camioane firma pentru care lucrez. Am explicat eu. Băgăm un extern, începem la Wattle Summit. E pe aici, pe lângă casă, e ușor, e... La mișto, astăzi vreau să vă arăt cum funcționează acel lift. Dacă tot v-am explicat, că v-am spus că vă arăt cum funcționează. Astăzi împreună o să mergem să ne ridicăm o încărcare, practic, pe care o să o aduc aici înapoi. GPS nu mai pun, că știu unde mă duc, știu ce fac, știu ce alea, știu tot. Mă doare la bască, uite, intru pe aici, dau în bordura asta, mă arunc în sus, mă, aia. Bine că o să știți ce mă apasă acum, vă dragi oameni buni. În legătură cu acele colaborări, n-am nici timp, bă. N-am nici timp, bă, semnez act toată ziua. Printează, semnează, trimite înapoi, nu știu ce. Și mă și îndoiesc când văd că lumea are încredere în tine, adică... Te și așa, te ia capul când vezi că... Hai, dăm banii, hai să vezi ce postezi, hai de te... Știi? Zi. E vorbărie multă, mă, mie nu-mi place așa, mă. Înțelegi? Când vezi, hai, bagă-mi banii să vedem ce content postez. Mă pare că, de fapt, eu pot să fac altceva decât ceea ce am făcut de obicei. Să spun 3 cuvinte despre o chestie, despre un produs. Sau să arăt acel produs. Am mai primit și eu, am mai făcut și o colaborare cu străini. Ca să vă spun cum funcționează. Că văd că doar pe România am întâlnesc cu din astea. Și au fost vreo 4-5 colaborări care au funcționat așa. Am cerut, mi s-a... Nu cerut explicații cam ce garantez, că dacă și pot eu să garantez ceva, știi? Hai că garantez revenire, ce să garantez? Eu și cu Public 24 și cu fete de boli 24, dar ce garantez? Revenire! Reveneală! Bun, și... Dacă mă poate să vă zic... Uite că mă uitai o idee, mă. Mata-mă mama cu blana. Cu străinii cum funcționează, că... Omul are un dashcam, de obicei dashcam-uri primesc. Din cauza că segmentul pe care îl reprezint eu, reprezint o oarecare măsură transport. Dashcam-ul este chiar pe subiect acolo, este chiar cum trebuie. Având în vedere că conduc camioane tot timpul, că, bă, au fost produse de peste 300 lire, nu mi s-a pus nicio întrebare. Data mea o să le arăt urmăritorilor mei. După ce am făcut materialul, le-am trimis înapoi link-ul, nu te ia nimeni să spună că nu știu ce, că vezi că nu știu cum. Nu, mă, tată, nu. Deci, 2 mail-uri, adresă, dacă ești fepi să colaborezi cu noi, îți zic, da, pac, adresă, nume, jap, s-a trimis, a venit acasă, l-am despaghetat, l-am filmat, l-am băgat înapoi. Aia e, Este, așa se lucrează. Trebuie să fii în stare ca să zici. Dacă vrei să-ți faci reclamă, ori o plătești pe TV și pe din astea, unde te rup băieții, ori plătești ADS, nu știu cât. Dar pe YouTube văd că plătește lumea pentru 1000 de vizualizări și 2 lire. 2 lire pe 1000 de vizualizări. Înțelegi? Deci e. Bine, nici eu nu pot aduce prea mult, dar având în vedere că dacă calculăm suma totală a vizualizărilor, ceea ce fac pe Facebook, și de multe ori pe Facebook fac și sute de mii plus, da. Și am început să le fac diferit acum, le fac insert. Adică nu mai vorbesc pe platforma ta 15 minute, să zicem așa, și le postez dar fac un insert într-un vlog bun, care îl consider eu bun și care cred eu că o să urce. Fac un insert și spun în felul următor: videoclipul acesta, îi mulțumesc firmei de sau, da? Pentru sponsorizarea acestui videoclip și urez 3 propoziții despre firma de, știi? Adică ce oferă, cum ar veni, știi? Și cam mai ar fi. Adică un fel de sponsorizarea unui videoclip și autosponsorizarea firmei de, înțelegeți voi? Așa, asta e o idee mult mai bună de a face o promovare de produse, să zic așa, sau de a face reclamă la ceva, știi? Îi mulțumesc sponsorului de astăzi și nu ești nevoit să intri pe platformă și să vorbești despre ea, că tu nici nu prea știi oricum să vorbești despre ea, sau magazin online despre care poți să termini vorbăreala într-un minut, știi? Și de să dai la 15 minute, să dai scroll, să te duci în sus, să te duci în jos, să te duci așa, să te duci așa. Plus lumea care are, de exemplu, un magazin online, cumpără advertiser o grămadă. Cumpără lumea care are magazin online așa. Cei de la Haber ne-au trimis o drujbă acum vreo 2 ani, parcă. Păi pe unde te uiți, pe acolo apare ADS-uri, adică reclame de la ei. Pe unde te uiți, pe acolo apare reclame de la ei. Dacă vrei să vinzi, cum crezi că vinzi online? Așa? N-ai cum, e greu. E greu. Revenim, boys, când să ajungem la World Summit. Asta este undeva la 10 minute de mers cu camionul de aici. Să ridicăm 7 palezi de acolo. Să văd cum îi bag ca să intre 7 în pateu aici. Să intre în pateu, că în pateu nu prea intră atât de mulți paleți. GoPro, stop recording! Veam! De ea 4, bă! Și a ieșit din sensul. Bă, băgăm external. Ce înseamnă external? Să nu credeți că înseamnă extern. Cum ar fi să pun titlul extern cu 7,5 tone. Și eu să fac de fapt external. External, noi lucrăm pentru KPK ăștia. Acum această firmă KPK, practic eu să lucrez cam pentru ea. Adică între depozite, știi? Și când ei spun external, se referă la faptul că extern, adică în afara companiei lor. Și de ce pui, bă, că faci extern în titlu, bă, cu, când tu de fapt faci altceva? Faci intern de fapt. Dar intern înseamnă în companie. Fac un extern. Asta înseamnă că iau 5 palezi de aici, 7 palezi de aici, la o firmă, un depozit care nu e de-al lor, și duc în depozitul nostru. Depozitul nostru care este și magazin online și magazin fizic, în fața firmei. Au făcut ăștia la HPH parcare aici, bă. Depozitul e tot lor, mi se pare. Înțelegeți voi? Și au făcut parcare aici, bă. Uitați-vă, au betonat-o aici. Păi, bă, veneai aici, au zis, aminte când veneam noi aici. Veneam aici, bă, man. Ce vorbești, bă? Îți trebuiau cizmeșold. De la aici la Global încărcăm noi, practic, 6 paleți, 7 paleți. De fapt, practic toată marfa vine din China. Știi? Și să umple, te bagă prin depozite pe unde mai are loc, în așa fel încât să fie undeva pe ce pe aproape. În caz de dă clientul comandă, să-i trimiți pachetul. Ce zic eu, aici trebuie să mă ducă. Aici trebuie să mă pună. N-am unde să mă pună, undeva. Aici trebuie să mă pună. Aici trebuie să mă punex. Ei, în situații din astea cheie, las puțin spațiu, că poate mi vine cu camionul. Ce fac? Și cum funcționează ceea ce fac? Opresc motorul, de aici apeși liftul. Da? Te dai jos. Te duci pe partea aia să iei mânușile. Nu luai mânușile de loc astăzi. Te-am împiedicat prin plăsuță. Aici fi plăsuță, liftul ăsta funcționează pe baza de stres. Cum ar veni? Îl stresăm și merge. Îl lași de aici în jos, are două butoane, vezi? Aici îl lași în jos. Aici este o piedică care o ridici în sus ca să lași pe spate. A, nu, întâi o ridici pe asta. Da? Și l-ai doborât, după care cobori, după care ridici un pic mai sus. A, nu, lași un pic mai jos. Eventual, mamă, ce bate vântul. Și plouă și bate vântul, ce nasol. Bă, cu eușile. Au mai fost oameni care s-a furat portofelul, ac de tot. Lasă panică, bani se fac. Las fură ăștia portofelul și actele și ai terminat tu cu viața ta. Fură carul din tahograf. De mai poți duce la muncă. E de așa, ridici sus tavanul ăsta, ușa practic. După care ridici liftul mai sus. Ai ridicat așa. De ce ridici așa? Ca să ai spațiu de viraj. Acum, iei liza, lizex și aștepți practic până vine careva să-ți bage ceva paleți aici. Toată lumea bagă liza aici, vă zic. Asta e singur cometul. Este singur și nevinovat. Este singur și nevinovat. Asta este, uite-l. Asta este pateul la interior. Are lumină neon sus, uite aici. Ha! Pateul, bă, intrăm 7 paleți aici. 2 până aici, da? Aici. 4 6, 8. Intră liniștiți. Intră liniștiți, treaba asta nu mai ridică asta, dar ridică așa la fel. La Fentex. Ma, ce bate vântul, bă. Ma, ce bate vântul, bă. Vezi? Ușa se ridică pe culisează pe această șină. Am pus eu mâna odată. Ceea ce e vaselină cu ulei împreunate și altele nu se mai adăugă mânușe veci. Zici că. Am mătură pe el, deci. Frumos. Am tot ce? 40 cu 48. Aia ori fi parenții mei, nu cred. Ca să vă arăt și cum arată depozitele astea, uite, vezi? Hai fac eu, umblu între depozite. Uite că e depozitul ăsta de mare, vezi? Are practic peste tot paleți din ăștia. De sus până jos, de jos până sus. Stai să mă las în jos. Mă las în jos cu liftul. Ca să nu cumva să fie greu, mă las cu liftul, știi? Să vă arăt ce au ăștia vecii. Acum până vine cu metru. Deci au rătrezi din ala mare, ștruț, cu care pun palete ăștia pe schela asta până sus. Mi-ar fi frică să lucrez într-o schelă de asta, să mă bată mama, dacă nu. Are 25 de metri înălțime. Da. Deci așa e tot rândul până încolo, pai de capul meu. Și chipul să iei paletul ăla de acolo. Mie mi-e frică cu înălțimile cu ăștia, mie nu-mi place. Mie nu-mi place așa, mai bine pe pateu decât. Uite numai cât e până sus încolo, pare peste palet. Ba, așa e și la Blackboard unde mă duc eu, să încarc tot timpul. Dar acolo, cum să vă spun, parcă e mai mică schela. Termină pe asta. All right, Paul. Nu să ridic liftul sus. Ce repede, Morilică! Hai! Adu-i! Adu-i dacă ești mecher. 7 de raburi am. Care duc în depozit. Asta e mai ușor decât ieri. Cred că iar mă colundrez scaune. E rău că n-ai un pat. Hai, 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 hai. Vrel meu? Uite ce încarc, bă, ventilatoare. Cumpăr la ventilatoare acum, pe căldura asta. Pe frigul ăsta cumpăr la ventilatoare. A, și-a cumpărat pentru COVID, bă. Hai, pa! Opa. Deci vreau să salut în limba engleză. Opa. Zici că ești Celentano când bea tuie de electron. Stai, ce-i băgat? Ce mă, ăsta este ventilatoare, ăsta este, spun eu, ăsta e pentru căldură. Reșeu, un fel de reșeu. E ăsta. Da. Reșeu, dar îl bagi în priză și face căldură în casă, cum ar veni. Încă un pare cu reșeuri. Ei, asta fac de mâncare, mă descarc singur. Ajung în Preston, mă descarc la fel singur. Îi duc la spate și ăla ia cu țivuitorul. Știi? Nu e un mare lucru. Fac în 8 ore cam undeva la vreo 5-6.000 de pași. Fac 5-6.000 de pași în 8 ore. Ceea ce e bine, nu e rău. Dar ce mă enervează cel mai tare în jobul ăsta e că nu fac overtime, știi? Până o sâmbătă muncită sunt mort în jobul ăsta. Ajung să iei 400 pe săptămână. 300-400 pe săptămână. Eu știu că pentru voi unii poate că dacă stați în zone bune, 400 e puțin, dar la mine e bine, mă, că eu mă mulțumesc cu ce-mi dă Dumnezeu. Important e să am din muncă. Nu stau acasă, dacă stau acasă e mai rău. Că nu vine nimic din nicăieri. S-a parcat încă un radiatoare. Oh. Ușor că te lovești la ceas. Și te lovești la ceas, ex. Încep să am experiență în ceea ce privește Liza. Bam, avem 4-8 până acum. 4 avem până acum, nu mă aud.